izolator pot reveni la Târgu Mureș. Aveam un țambal, patul cu scânduri, prins cu lacuri în perete, care se vedea jos pentru a fi folosit doar de la 10 seara până la 5 dimineața. În rest, aveam doar beton, fără scaun, fără bancă. Pereții cumva cred că erau zidiți cu sare, cu ceva, parcă cu scopul de a-ți distruge sănătatea, rinichii, cred că avea cel mai mult de suferit. S-a întâmplat să mai fiu uneori și cu alți deținuți în izolator. Unii veneau de la muncă, obosiți, neglijenți, se întindeau pe beton, dar n-am făcut-o. N-am făcut-o pentru că am zis, cât atârnă de mine, trebuie să am grijă de sănătatea mea. Cel mult îmi scoteam bocancul din picioare, îl așezam pe beton și mă puneam pe el cu spatele la patul de scânduri, la țambac, așa să nu stau cu spatele la zid. Aceasta era poziția în care mă mai odihneam în timpul zilei. Noaptea primeam o singură pătură și bocancul mi-era perna. De multe ori îl foloseam să-l pun sub capă. În ziua când am avut procesul, când am fost condamnat, am fost scos din izolator. Deja aveam 20 și ceva de zile de izolare. Când familia, când tatăl meu a auzit sentința, 5 ani, și când a văzut că nu s-a împlinit decât o lună de zile și felul cum arătam, atât de slăbit, atât de, știu, de îngălbenit, am înțeles după aceea, ar fi zis către mămica mea, că nu-l vom mai vedea viu acasă. Dacă după o lună de zile arată așa, în 5 ani, deci nu se poate să reziste. N-am avut descurajarea aceasta niciodată. Dimpotrivă, m-am rugat Domnului să nu se întâmple ceva cu cei de acasă, ca nu cumva, deci să fiu eu socotit cauza, că în frământările noastre de familie mi se spunea că, uite, tu nu mergi și nu vrei să faci asta, dar îmi distrug părinții și în tot timpul detenției m-am rugat ca Domnul să ocolească pe părinți, să nu se întâmple ceva, că durerea mea era cumva spusă și în prima carte a Bibliei, cum aș vedea eu, cum aș întâlni eu fața fraților mei dacă s-ar întâmpla ceva cu părinții. Și a avut o operație de ulcer în timpul acesta tăticul, dar deci nu a fost ceva mai grav. În izolator s-a întâmplat un lucru care am zis, Dumnezeu știe să răsplătească, să-și păstreze făgăduința în orice loc, în orice împrejurare. La un moment dat am stat câteva zile cu un băiat din Codlea, care provenea dintr-o familie de penticostali, și a ajuns la închisoare pentru o găinărie, adică a furat că era foame. Și în închisoare era foarte, foarte flămând, mânca curând când primea mâncarea. Și în izolator, în ziua când primeam doar o bucată de pâine, nu o mâncam imediat, mai așteptam până spre amiază, până spre după amiază, ca să împar cumva timpul. În seara trecută am mai mâncat o bucată de mămăligă, acum să mai aștept ca să împar timpul altfel. Și în momentul când mâncam din bucățica mea de pâine, de 125 de grame de pâine, am făcut gestul acesta, deși nu atât de mult prin cuvinte, dar prin atitudine, îmi cer și o bucată din pâinea aceea. Și am cântărit, el mănâncă totul și în ziua când primesc mâncare, el mănâncă nici pe întâi, nici pe doi, și seara el mănâncă. Dar am zis, Dumnezeu știe să poartă de grijă. Și am rupt din bucată de pâine, am făcut-o asta de 2-3 ori
Și s-a întâmplat în perioada aceasta de 70 de zile de izolare să fie lucrări la bucătărie de renovare și atunci am primit hrană rece. Și pentru mine era foarte avantajoasă că primeam 600 de grame de pâine, primeam o bucată de telemea, de marmeladă și de slămină care mă foloseam, dar diferența era împătrită de la 125 de grame de pâine. Și am zis, puneți-mă la încercare, a zis Domnul, El știe să răsplătească. Și atunci când dai din puțin, El știe și în condițiile acelea să treacă peste orice gratii, peste orice imposibilități ale oamenilor să-ți aducă binecuvântarea promisă. La Aiud am stat pe celulă. Chiar și după 2 ani, 2 ani și ceva de închisoare, când schimbam celula, se părea la fel de sinistră, de îngrozitoare. Fiind pe același nivel, sau cel mai mult am stat la nivelul 4, aveam dușumea pe jos, la nivelul 1, 2, 3 era mozaic. Într-un fel a fost bine, că n-am acumulat răceala, care ar fi fost de la beton, de la mozaic, dar în vara era căldura foarte mare. Și eram și la ultimul etaj, era placa ce făcea să fie căldura și mai mare. Pe secția noastră erau și foștii evadați, erau și cei trecuți de 60 de ani, martalogii, se spunea acolo. Și s-a întâmplat într-o vară foarte călduroasă să moară cineva de insuficiență respiratorie. Și era foarte cald în celulă. Aveam program în fiecare zi să fim scoși la curtea de plimbare. Uneori se sărea peste acest program. Într-un timp eram scoși la o curte mai largă, apoi la o curte destul de îngustă, pe o scară îngustă, doar scara de serviciu de incendiu era socotită atunci când a fost făcută clădirea. Și dura totul cam o jumătate de oră. Ieșitul din celulă, plimbarea și ajungerea din nou în celulă. Când ajungeam în celulă, de multe ori puneam mâna la nas, mergeam la fereastră, pentru că aerul era închis și de la aerul curat se simțea diferența. Apoi ne obișnuiam și totul era normal. Viața de celulă nu aducea multe schimbări de la o zi la alta. Fie că era vară, iarnă, că era cursul săptămânii, că era sâmbătă, că era duminica, programul era același. Deșteptarea la ora 5, stingerea la ora 10. Ce aș putea aminti? La Târgu Mureș, toate semnalele erau date cu un fluier. N-am stat foarte mult acolo. Deșteptarea, stingerea, apelurile, masa. Deși am stat 3 luni și ceva, chiar după ani de zile, când mi se întâmpla să călătoresc cu trenul și poate în timpul zilei, când era aglomerație, porcotă, așa, nu aveam acea trăire. Dar în timpul serii, așa, mai târziu sau dimineața de vreme, când eram încă întuneric afară, când era mai liniște, când auzeam pe șeful de tren plerând pentru a da pornirea, parcă mă simțeam acolo la închisoare. Spuneam că nu era foarte mare diferență de la o zi la alta. Ceea ce a fost cel mai greu de suportat a fost atmosfera de celulă. Din partea celorlalți deținuți, eram între recidiviști, erau unii infractori de meserie, dar erau și unii care erau accidental acolo. Și erau împărțiți în două categorii, șmecheri și fraieri. Și totdeauna știm cine pe cine căuta să fraierească.
aș fi zis că eram cumva la mijloc. La un moment dat am fost și respectat. Respectat în ce sens? Când îmi făceam rugăciunea în genunchi dimineața și seara, dacă erau unii și nu mă observau și făceau gălăgie, erau făcuți atenți de ceilalți să păstreze liniștea că eu mă rog. În momentul când mâncam bucățică de pâine, dacă se întâmpla că nu mâncam odată cu ei, când serveau ei masa, eram chiar între ei, luam de la vizetă toate farfurile și le dădeam celor care erau așezați lângă masă, la paturi. Nu eram pofticios, adică nu făcea aburul acela probleme. Și eram mereu acolo și după aceea sau înainte mâncam și o bucățică de pâine. Am avut o înțelegere de multe ori în celulă. Cel care lua porția mea de mâncare făcea curățenia în celulă. Și înțelegerea era ca cel care face curățenia să ia dimineața cănița cu marmeladă, câteva linguri cu marmeladă. Și atunci eu foloseam marmelada aceea în schimbul mâncării pe care o folosea cel care făcea curățenie. Era aceasta pentru că era o înțelegere a lor, nici nu atât de mult pornită de la mine. Spuneam și data trecută, de la stomac, parcă n-aș fi simțit foamea atât de mult, dar corpul era slăbit, n-aș fi cerut de la cineva o bucată de pâine sau de mămăligă și cumva deci, m-am împăcat cu dușmanul acesta cu foamea. Dar corpul n-a vrut, pentru că l-a dus lipsă. Și în foarte multe momente aveam probleme. Cred că cea mai des întâlnită a fost anemia. Zilnic îmi curgea sânge de pe nas. Deci aveam hemoragie nasală. Nu foarte mult. Când s-a întâmplat pe sfârșit să am problema cu plămânii, că am acumulat acolo un TBC pulmonar, în luna lui octombrie s-a făcut rază la toată închisoarea și nu era declanșată, în luna lui noiembrie s-a declanșată. Am stat vreo două săptămâni, cred că, cu transpirație foarte puternice, cu temperatură, dar în perioada aceea am avut hemoragii nazale mai dense și mai puternice. Chiar odată, cred că un sfert de oră, mi-a fost foarte greu să opresc hemoragie. Mă miram, zic, ce se va putea întâmpla. Astăzi, pe 21 mai, este o zi cumva deosebită pentru mine. În perioada aceea, era ziua mea de vorbitor. Aveam de două ori pe an, aveam în mai și în noiembrie. Tot așa, în noiembrie, pe 21, am venit la vorbitor. Trecând pe lângă intermerie, am cerut să intru acolo, la cel care mă conducea, să iau ceva tablete, pentru că se declanșase și o diarie. Și nu mai aveam nicio poftă de mâncare, nici pâinea aceea nu mai puteam folosi. Și când m-am văzut cei de acolo, au zis, nu e doar o problemă simplă, m-au trimis pe celulă să-mi iau tot bagajul și am rămas pe infermerie. A doua zi m-a dus la raze și au constatat fibroză modulară bilaterală superioară. Deci problema cu plămânii. De multe ori eram singurul nefumător între mulțime de fumători și de penale. Și în felul acesta plămânii mei au celat. Am stat o lună și câteva săptămâni pe infermerie, apoi a fost trimis la spital la Jilava. Călătoria a fost destul de lungă, 30 spre 40 de ore de la Aiud la Jilava, pentru că eram agățați de anumite trenuri, mai trași pe linia moartă. Vagonul era un vagon special, doar cu bănci.
pe laterale și mi s-a dat prea în rece.